Am avut o discuție cu domnul Dumitru Costin legat de dorința lui de a veni în sprijinul sportivilor și nu numai celor care îi reprezintă, cei de la sindicat. Acțiuni legate de tot ceea ce înseamnă promovare, prevenție, informare, educație, a noțiunilor legate de antidoping. Este o problemă spinoasă. Istoria recentă a demonstrat că, din păcate, spun, la nivel național, ne confruntăm cu probleme, nu le-aș numi majore, majore putem să le spunem doar pentru cei care au fost supuși, putem să spunem, care, din păcate, au făcut anumite greșeli în ceea ce înseamnă reglementările antidoping. La nivel mondial, cerințele, sancțiunile sunt la un nivel ridicat și toleranța zero în ceea ce înseamnă reguli, regulamente care obligatoriu trebuie respectate. Noi, Federația Sportului Românesc, atât ca federație, cât și sindicatul AFAN și sindicatul handbaliștilor, avem un program de dezvoltare personală pentru membrii noștri și încercăm să le oferim cât mai multe servicii. Acesta este un serviciu, un pachet care vine să îi ajute dintr-un pachet mare. În acest pachet veți vedea că vom mai face conferințe de presă de lansare și a unei aplicații destul de complexă. În aplicația respectivă ne dorim să inserăm foarte multe servicii pe care membrii noștri să le acceseze. Unul din ele este antidopingul, altul este trucarea meciurilor, dezvoltare personală, exact cum am zis, cursuri de formare profesională, o a doua carieră. Ne dorim ca acest pachet să fie destul de complex și să vină în ajutorul sportivilor. Am fost destul de activ pe timpul perioadei de pandemie. Am reușit să modificăm, să inserăm în ordonanțele guvernamentale articole care au vizat direct sportivii. Facem treaba asta în continuare. Ne dorim ca ușor, ușor să ajungem să modificăm și legea sportului în sensul în care să fie mai prietenoasă cu sportivii. Iar pe viitor veți vedea că avem niște obiective mărețe și că vom încerca să reducem la împlinire. Legat de doping, se vorbește la nivel internațional, FIFA, UEFA, FIFPro, au o grămadă de seminarii la care am participat și noi. Toleranța este zero, așa cum a zis și domnul Balaș, privind dopingul, iar sportivii și membrii noștri trebuie să fie informați la zi cu toate detaliile legate de această problemă, să spunem așa, care, din păcate, a apărut și la noi prin ce s-a întâmplat la handbal. Astăzi se va încheia un parteneriat între ANAD și Federația Sportului Românesc. Evident, subiectul antidoping este un subiect prezent constant pe agenda noastră sindicală. Emil vă poate confirma faptul că în toate reuniunile și întâlnirile pe care le avem la nivel european și internațional, există în zona sindicală o preocupare asupra acestui subiect. Mai mult, la sfârșitul anului trecut, mai precis în 26 noiembrie, la scurtă vreme după apariția scandalului de la Clubul Corona Brașov, ca singuri reprezentanți ai sportivilor în zona sindicală, am solicitat premierului Ludovic Orban constituirea unui grup de lucru interministerial, Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, ANAD-ul, și am solicitat să fim parte a acestui grup de lucru interministerial care trebuia să declanșeze o operațiune amplă de verificare a modului în care se respectă în momentul de față în România de vedere legal. Și aici mă refer la legea 227 privitoare la prevenirea și combaterea dopajului în sport. De la obligația federațiilor sportive, a tuturor federațiilor sportive, de a aloca resurse financiare, pentru că primesc anual bugete consistente,
au obligație conform legii să aibă programe clare, planuri clare pentru educare, formare, informare, pregătire de specialiști pe care să-i aibă, inclusiv la nivelul cluburilor, oameni care să știe care sunt elementele de noutate în acest domeniu, ce trebuie făcut astfel încât să evităm riscurii care planează asupra sportivilor. Multe dintre federațiile sportive din România, din păcate, tratează în continuare superficial această problemă. Și atunci, văzând că există, să zic așa, o stare de lejeritate în tratarea subiectului, am insistat în relația cu domnul președinte Cristi Bara și am spus, e nevoie ca noi să nu mai așteptăm să rămânem cumva în zona asta de superficialitate și indolență a unora. Da? Pentru că, spre exemplu, în momentul în care am verificat la sfârșitul anului trecut cum s-au făcut campaniile de educare, informare pe handball, pentru că a fost subiectul fierbinte, am constatat că au avut așa ceva făcut, dar au făcut-o la nivel de antrenori. Era important de știut de ce medicii de la echipe, da, medicii n-au beneficiat de un astfel de program. Și atunci n-am mai fi avut nebunia pe care am avut-o la Corona Brașov cu medicul care a zis că e bine ceea ce se întâmplă și sportivele să aibă de suferit. Și atunci am spus, e cazul să nu mai stăm să așteptăm după alții, e cazul să întărim dialogul și comunicarea între noi și să creăm un cadru, iar acest parteneriat care se va încheia astăzi între ANAD și structura noastră sindicală, vine tocmai în acest spirit. Ne propunem să lucrăm împreună, să avem acces cu sprijinul experților din ANAD la informații proaspete despre tot ceea ce se întâmplă cu caracter de noutate în acest domeniu. Aceste informații, prin grija noastră, vor ajunge direct la sportivi, pentru că vrem să luăm măsuri suplimentare, să nu se mai întâmple, repet, situații care îi pot lăsa pe unii pe drumuri sau îi pot duce în perioade lungi de suspendare cu consecințe asupra carierei lor sportive.